Mario, bine ai venit! Prima noastră lecție, lecția asta interesantă cu Mario la manșă, cum spune frățiorul tău. Tu vei fi la manșă acum. Fii atent acum, ce probleme frumoase facem noi. Cât face, câte fructe înseamnă 17 mere plus 28 pere. Câte fructe avem? Câte fructe sunt pe masă? E vorba de 17 mere plus 28 de pere. Câte fructe sunt? Împreună, Mario, o să încercăm să facem problema. Facem cu foarte multă atenție. 35. Mai nu se poate. Sigur? Cum ai făcut așa de dată? Adică din 7 am adunat 2 și am dus 8 și am făcut 10 și cu 10-le alea de la 1 și la 2 am pus și am... Zici că zici foarte tare. Și am... Deci... 45. Nu. E 45, da? Păi, băi, aveam niște emoții. Deci 45 a devenit acum, da? Hai să zicem așa, ca să înțeleagă și prietenii noștri care s-au uitat la fel, da? Bine? Uite cum zicem. 17, uite cum facem. 17 plus 21 este egal cu... Povestește tu cum ai făcut. Egal cu o 10 plus 7. Asta înseamnă 17. 10 plus 7 plus... Vorbește. Plus 20, plus 8. Și egal cu? Am adunat 10. Așa, mă. 10 și cu 20 face cât? 30. Și plus 7 și cu 8, te-a pus de ele acum, nu? Și te-a pus și lucrezi cu ele, la ele. Și cum faci? Din 7 am luat 2 și am luat la 8. Aie, mă, tu l-ai văzut pe 8 mai aproape de 10, nu? Asta ai făcut tu. Ești maker. Ai văzut așa că e mai ușor să-i pui lui 8, un 2. Și acolo au mai rămas 5. Și aici au mai rămas 5, sigur că da. Și acum te-ai descurcat foarte tare, că 30 îl lași și 8 și cu 2 o făcut tot 10, nu? 8 și cu 2 ăsta a făcut tot 10 și au mai rămas 5 ăla. Și acum ai adunat 10-le, 30 cu 10 ai făcut cât? 40. Și cu 5 egal cu 45. Foarte tare. Te-ai grăbit un pic prima parte, nu? Dar de acum nu mai greșești. Gata. Hai să mai faci o altă adunare. Cât înseamnă 29 plus 43? Hai, dar de ce? Le găsi pe toate cele de 3. Acum încearcă să-i concentrezi. Le dublezi. Fii atent ce faci. Ai avut așa, Daria, în problema ta. 111, 222, 333. Le dublezi. Și zici 222, 444, 663. Și vezi care din ele scrie ca o proză de două numere consecutive. Asta e șmecheria. Eu am făcut așa. Am făcut pe 22, am făcut 11 ori 12 și nu mi-a dat 222. A, și ce și astea? Fac așa în continuare până și așa, și așa te duci. Dar muncești mult. Dacă te duci pe șmecheria mea, asta știi, problema ta. Eu am aici cu David, cu Mario. Mario. Deci cât fac Mario? Știu cât face. Cât? 72. Cum ai? 72? Pune răspunsul ăsta? Da. Sigur? Sigur el. 72. Dar acum trebuie să mă convingi pe mine și pe prietenii noștri cum de ieșit. Deci din 9... Hai să schimb desfășurat. Vrei să schimb desfășurat? Deci 29 plus 43 înseamnă zi 20 plus 9. Da. 40. Plus 40. Foarte tare. Și plus 3, da? Plus 3. Ei. 4, deci 20. 29 înseamnă așa.
20 și un 9. Am audat unitățile prima dată și am făcut o 10. Ai luat din 3? Pentru că el e mai mic și 9 e mai mare. Bun. Prima 1 e luat deja, da? La 3. Și urmează e 2. 2. Și ai făcut acum, l-ai făcut un 10. Am făcut 4, am dunoțile, 10-le, da. Am făcut 60. Și cu 10-a de la 3? 10-a construită, 9 construită, 70 și-o mai rămas 2, da? 72. Foarte tare, foarte bine. Bravo, Mare. 72. Mai începem cu unul. Iată, da. Cât fac? 27 plus 38 plus 25. Vreți deodată sau să-l desfășoare, domn profesor? Desfășoare, nu. Deodată. Nici eu nu pot face. Dar nici eu nu pot face așa. Pentru că am făcut 2 plus 3 egal cu 5. Nu. Lasă să desfășurăm. Vreți să, da. În 10, să le judecăm în 10, da? Deci cât înseamnă 27, te rog? 20. Plus 7. Plus 7. Plus? 30. Da. Plus 8. Bun. Plus 20. Plus 25. Plus 5. Că e 20 și eu vreau să fie 5, da? Și egal cu. Te rog. Am adunat 10-le. Gata, mai facem așa. Am făcut ca pe numere. Da. 2. 2 plus 3 egal cu 5. Și plus 2, 7. 70. Da? 70 scriu și eu. 70 plus. Și acum urmasă ăsta. Hai să vedem ce a rămas și pe ele le completăm, nu? Le punem în continuare. Urmasă ăsta. Unitatea asta, asta și cu asta. Deci le-a rămas 7 și cu 8. 7 plus 8 și plus 7, plus 8 și plus cât? 5. Mi-am dat seama. Da. Din 7 scazi 2 la și 8 și faci o 10. Aiei, și aici rămâne în 5. 5. Și a făcut aici, a venit 2-ul și a făcut cât asta împreună așa? A făcut o 10. A făcut o 10, care se va duce la astea, nu? 10 asta. Și va mări acolo numărul. Și rămas asta un... Hai să scrim etapa 90. Urmă. 90! Bravo! Băi, mă, sigur, mă? Da. Cum ai făcut, mă? Pentru că mi-a rămas 5 cu 5, am făcut o 10. Și încă 10 mi-ai făcut, da? Deci 5-ul ăsta de aici și cu 5-ul ăsta și-a făcut iar și o 10. Și 10 asta și cu 10 asta și cu 70, deci în total 90. Bravo! Foarte. 70 plus 2 egal cu 9. 7 plus 2 fac 9, corect. 90. Asta nu. Bă, dar ești puternic. Începe lupta grea cu mine acum. Deci avansez foarte repede. Ia să vedem. Cât face? 27 plus 39 plus 43. Egal cu. Luăm ușor. Ok. Da? Din 3 scadem 1. Am dus la 9, am făcut 10. Dar hai să le desfășurăm așa. Eu să înțeleg și eu, că eu înțeleg mai greu. Tu ai răbdare cu mine, da? Bun. Deci zicem cum? Desfășurăm pe ăsta. În loc de 27, cât să zic? 20 plus 7. Asta înseamnă desfășurat. Da? Deci, ajută-mă, te rog. 20 plus 7 plus 30. Așa. Plus 9. Da. Plus 40. Da. Plus 3. Bravo. Plus 3. Și egal. Hai să ducem 10 ca să nu mai stai cârgul ăsta așa. Da. 2 și cu 3 zi tu, că știi mai bine. 50. Da. 90. 90. 90. Plus. Hai să scriu pe 7 plus 9, care intră și la operații, da? Acum 7, 9 și cu 3. Egal. Domn profesor, din 3 scadem 1 și am dus la 9 și am făcut 10. Asta, mă, din 3 scadem... 2. Și ai făcut 1 și a rămas aici 2, da? Da. Și ai făcut aici o 10, da? Așa mi-ai zis tu, ai făcut o 10. 10 asta se duce unde? La 90. Și cât faci? 90 cu 10? 100. Wow. 100, scriu 100. Și acum, zi tu. A rămas? Plus 9, mă. Bravo. 7 și cu 2 ăsta, da? Deci plus 9. Și cât face? 109! 109! Foarte tare!
Bravo, Mario. Foarte tare. Așa trebuie să ne gândim, nu? E foarte frumos. Deci desfășurăm așa. Da, și să mai spun o șmecherie, că tu ai văzut foarte bine, că ai luat din trei și ai pus un nou ăsta, că ți-au plăcut ție foarte mult. Trei și cu unul. Deci mai aproape de 10. Asta, mă. Dacă mai pui, dacă ai un tablou și ai 9, iei un tablou și pui la 10. La 9 și ai făcut 10. Deci, rapid ai făcut 10, da? Bravo, că e cel mai aproape. Și aici a rămas 2, 2, 7, 9. Păi, David, dar că ai făcut așa, mă. Mario. Lui 7, David, Mario. 7 și cu 3, eu cât faci? 10. Asta ar fost o 10 rapidă și mai 9. 10 și cu 9, 19, da? Ați văzut cum să zic, păi așa, cât de repede. Deci tu te uiți la ei și îi asociezi cum vrei tu ca să fii 10 făcută. Mai repede. Mai repede. Că șmecherea a fost 7 și cu 3, făcea 10. Și nu o rămâne singur. Și când, foarte tare asta. Asta a făcut șmecherii, da? Da, făcea, deci, era la fel. Tot același rezultat. Dar trebuie să vezi cum să te descurci cel mai bine. Așadar, ia fetele. 27 plus 13 plus 25. Hai să-i desfacem, nu? Da. 20. Plus 5. Plus 7. Plus 7. Plus 10. Plus 10. Plus 3. Plus 3. Plus 20. Plus 20. Plus 5. Plus 5. Egal cu. S-am făcut asta. Adunăm 2 cu 2. Așa. 2 este cu 2 este cu 10, 20. Și cu una? 40 cu 1, 50, nu? Da. 2 și cu 2 și cu 1? 50. 50. Bun. Acum mai. 70. Deci, 50 e făcut, bravo, nu? Da. Și acum, hai să vedem cine a rămas. A rămas 7 plus 3, da? Și plus 5. 7 plus 3 plus 5. Acum, unitățile astea să o clarificăm. 7, îi mai pui de la 3, îi dai 7 și mai rămas 0 la 3. Oh, deci s-o consumat tot asta, da? Deci a făcut 10 asta, da? Bun. Și 10 asta fuge la 50. Și face 65. 65, băi. 65, foarte, foarte tare. Da, vede? Deci noi avem și fel de fel de șmecherii. Și acum să-ți povestesc cum eu fac treaba asta. Domn profesor, deci, să știți niciunul. Nu merge niciunul? Nici măcar nu. Păi lasă. Ați cercetat așa cu atenție? Nu merge, nici măcar unul. Am încercat tot cum merge cu scutire. Nu merge. Și eu. Nu merge nici măcar unul. M-am ajutat și vine de telefon ăsta. De telefon și nu. Și nu merge. Nici n-ai soluții. Deci știți cum am făcut 102 ori 101, apoi 101 ori 102. Și nu merge, doamne. Și nu dai niciodată peste... Nu. N-am dat. Dar nu trebuie să dai peste... Le dam peste 870, dacă dădeam. Nu te da. Bun. Acum am să mă las pe Davide, pe Mario. Și nici Davide n-a găsit. Mario, tu cercetează suma următoare. Da. Așa, 11, plus 12, plus 13 și plus 14. Davide, cât face? 11 plus 12 plus 13 plus 14. Eu? Da, nu, Mario. Mario. Din 11 am dat unitățile și am pus la 2 și am făcut 3. Deci, ar fi mai bine să scriu desfășurat? Adică o 10 plus 1. 10 plus 1. Plus 10. Plus 10. Plus 2. Da. Plus 10. Plus 3. Plus 4. Da, și 3. 13. 10 și 3. Plus 10. Așa? Plus 10 plus 4. Și este egal cu? Poate, domn profesor, că nu merge sau e o chestie așa, ca să... La voi? Da, deci... S-ar putea să nu aibă soluții, nu? Știți, am încercat prin toate. 222. Poate am încercat prin toate, să vedem. Să termin cu Mario acum. Deci, Mario, te rog. Din 10. Cât e de 10? Avem 10. Așa, mă. Avem 3. 10. Mai 3 sau 4? Avem 3. Una, mă. Una, două, trei, patru. 40, da?
Da. 40. Da. Și? 40. Și acum se zice. 46. Și-a rămas. El a rămas așa, plus Davide, plus 1, Mario, plus 1, plus 2, plus 3 și plus 4, da? Deci plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Și face 10 făcut asta. Și care completează pe astea 40 și face 50. Acum să-ți arăt o șmecherie, uite-te cum le așez eu. Eu nu mai așez așa. Zic așa, 11 plus, pun de desubt. 12, 13, îi pun pe așa, pe verticală. Și 14. Și acum, adun. Uite, fii atent ce șmecherii fac, urmărește-mă. 1 plus 2, 3 și cu 3, 6 și cu 4, 10. 0 îl scriu și 1 l-am păstrat. 1 ăsta, adică 10 aceea, se adună la 10 de celălalt. 1, 2, 3, 4 și cu asta 5. 50. Bravo, deci, le poți așeza și pe vertical, așa. Le adunăm pe astea toate, la unități. Scriu câte au depășit peste 10 și pun aici, iar 10-le acelea adun la 10. Adică o 10 și cu celelalte adunate fac 50. Super. Eu zic că am făcut un lucru frumos astăzi, foarte tare. Ți-a plăcut? Tu radicali îl învățați radical, domnule. Mai corect, înainte de noi. Clasa a patra este iată invidioasă pe reacția pe care nu așa. Să spun, nu înainte de a învăța și ei asta. Așa, dar... Mai facem sinteză? Am făcut. Am făcut acolo, aici la Mario, că se va fi și el oficial de sine stătător. Da? Deci începem deci, la... Deci apar de acum în filme. Da? Lasă zero. Și aici o să punem următorul lucru. Sinteza lui Mario. Da. Teodora, fii și cu o problemă ca să te bagi un profesor să fie în fișier? Sinteza. Sinteza orei, clasa A, clasa 0. Ce am făcut? Adunarea peste 10, da? Deci adunarea. Numerelor peste 10. Descompunerea. Descompunerea unui număr. Unui număr, da? Descompunerea unui număr și formarea zecilor, da, adunând unități. Corect. Deci am avut aceste obiecte. Dar dă-i puțin ca să terminăm cu ce vreau în continuare. Tu îți dau și temă, Mario. Ai temă pentru data viitoare. Tema va fi următoarea. Caietul de acum, da? Să-mi aduci tema în felul următor. Să fie așa, 10 egal cu toate variantele de descompunere. Egal cu 1 plus 9, sau tot 10 egal cu 2 plus 8, și așa mai departe. Pentru 10. Rămâne pe 9. Egal cu toate variantele lui. Asta-i tema ta. La prima știu cât face. Cât, mamă? 20. 20. Da. Deci, insistăm. Să-l descompui în sensul ăsta, mă. Că 10, care sunt variantele de scriere? Un 1 plus un 9, un 2 și un 8, un 3... Da, 3 și 7. Așa. 4 și 6. 1 și 9. 1 și 9. În sensul ăsta. Și pe urmă pe 9 îl luați. Davide, ai tu obligația să faci asta cu el acasă? Să învețe toate descompunerile. Bine, da? 9, 8, 7, 6, mă ajută foarte mult toată. Da, da, da. Da? Așa. Și vii și tu cu probleme, să stăm de vorbă și pe asta, da? Bine. Să putem ajuns o mie. Când știi tu? Cum o baterie?